Bun găsit, lider la capitolul transferuri de la buget ar putea fi în 2014 raionul Hâncești pentru care se propune să fie alocate 197 de milioane de lei. Cu 10 milioane de lei mai puțin ar putea primi raionul Unghen. Peste 170 de milioane sunt propuse pentru raionul Orhei ca Cahul ar putea beneficia de 157 de milioane de lei, iar aproape 153 de milioane sunt prevăzute în proiectul legii bugetului de stat pentru raionul Singerei. O sumă de două ori mai mică este propusă pentru raionul Ocnița. Raioanele Taraclia și Dondușeni s-ar putea alege cu 62 de milioane și respectiv 61 de milioane de lei. Aproape 51 de milioane de lei sunt prevăzuți pentru raionul Rezina, iar cei mai puțini bani sunt destinați raionului Basarabeasca. Pentru municipiul Chișinău, transferurile prevăzute de proiectul legii bugetului pe anul viitor sunt de 4 milioane de lei. Găgăuzia ar putea beneficia de 185 de milioane de lei, iar municipiul Bălți de 46 de milioane de lei.